No, zici că mere. Mere, hai să... De câte ori n-ai auzit spunându-ți se, băi, prea târziu să te apuci acum, e mult prea târziu pentru tine, uite-te și tu la tine, ce vârstă ai, ce experiență, e prea târziu și poate nici nu ți se potrivește. Dacă și tu ești în situația asta, așa cum am fost și eu, acest filmuleț este și pentru tine. A, ce-i cu cartea asta? Uite, cartea asta vreau să-ți o recomand, poate că te inspiră, poate că vei găsi ceva în ea care să te facă să crezi că și titlul acesta este ceva absolut normal și că poți să înveți din asta. E o carte cu multă psihologie, așa că citește-o pe îndelete. Eu cred că mă voi apuca de ea săptămâna care urmează. Servus de la Cluj! Încerc astăzi să demontez un mit, nu știu dacă mi iese, dar merită să stai să vezi acest filmuleț până la final. Tema acestui filmuleț vine de la întrebarea pe care unul dintre voi mi-ați adresat-o în privat, întrebându-mă dacă nu cumva la 49 de ani este prea târziu să mă apuc de fotografiat. Răspunsul meu scurt este nu, deloc, dar așteaptă să vezi ce-ți povestesc astăzi, poate că te motivează, te inspiră și cu siguranță s-ar putea să fii și tu în acea perioadă în care spui foarte multe întrebări, ce fac eu acum, întrebări existențiale cu răspunsuri în filozofie și poate acolo sus, așa că am să încerc să detaliez câteva aspecte, mai mult sau mai puțin siropoase ale vieții de fotograf și așa cum spuneam, sper să te inspire. Dacă ai depășit pragul celor 40 de ani, poate 50 sau chiar la 30 și îți vin astfel de întrebări, trebuie să știi că dacă te apuci, nu înseamnă că neapărat vei ajunge cel mai bun. Vreau să dau un exemplu. În urmă cu câțiva ani, de ziua mea, am hotărât să îmi fac cadou o bicicletă, un mountain bike, și m-am dus la magazinul prietenilor mei, Tudor și George, și mi-am ales un model de bicicletă pe care l-am upgradat. Așa trebuie să vă imaginați că dintr-o bicicletă nouă a mai rămas cadrul, în rest am schimbat absolut tot, pregătind bicicleta, pentru că așa mi-a plăcut să fie proiectul meu, pentru concursuri. Am dus-o la un nivel foarte ridicat, astfel încât bicicleta era pregătită pentru orice concurs în pădure. Ce mi-a spus eu? A, mă antrenez câteva luni, mai dau jos câteva kilograme, mănânc ce trebuie și mă duc la un concurs, concurez la categoria unde se înscriu cei peste 40 de ani și cu siguranță o să-i fărâm, o să-i mănânc, o să mă simt bine, o să fiu number one. Râți eu acum așa cum au râs cei de la magazinul de biciclete de mine și mi-a spus, bă, prietene, ascultă-mă bine, la categoria peste 40, nu să ia buni, nici aia foarte buni, bă, îs experții, îs ăia care se dau de la 6 ani pe bicicletă, îs ăia care au schimbat până acum 20 de biciclete și tot s-au rupt pe ele. Îs ăia cei mai buni. A fost o experiență funny pentru mine și totuși nu am participat la vreun concurs, dar și anul ăsta m-am dat puțin cu bicicleta, dar e o altă poveste. Dar cred că înțelegeți voi ce vreau să spun. Ce mai e foarte important de știut că oportunitatea poate apărea oricând. Gândul de a merge spre artele frumoase, spre fotografie, poate să apară oricând. Cum spuneam, poate fi vorba de o oportunitate. Așa cum domnul Joe Busing, un fotograf născut în 1951, dacă nu mă înșel, s-a apucat de fotografiat la 45 de ani, în 1995, fotografiind nunta surorii celebrei fotografe Annie Leibovitz. Dacă nu știi cine este Annie Leibovitz, înseamnă că este momentul să începi să o cauți și să-i studiezi arta fotografică. Dacă nu știi de asemenea cine este Joe Busing, la fel, te va inspira cu siguranță, mai ales pentru că a fotografiat nunțile unor nume pe cum Brendan Fraser, Spielberg, da, acel Spielberg, Jennifer Lopez, Christina Aguilera și lista asta ar putea continua. Bine, bine, spui tu acum ca și posibil client. De ce aș alege eu un fotograf peste 40, peste 50 de ani? Acum, ca să nu reduc totul la faptul că dacă nu cumva vrei un fotograf care să danseze non-stop și poate să facă mai puține fotografii la party sau să se întrețină social cu fetele singure încă prezente la nunta ta, s-ar putea să nu fii în acea credință populară, potrivit căreia, dacă fotograful nu este de o vârstă apropiată cu mine, am să am niște rețineri în comportament. No way! Bullshit! Sincer, totul ține de abilitățile de comunicare ale persoanei respective și s-ar putea să dai peste un om foarte skillat, ca să spun așa, care a trecut prin multinaționale și are multe traininguri, a lucrat foarte mult în vânzări, poate chiar a fost trainer, și să poate să comunice cu tine și cu invitații tăi
mult mai bine decât o persoană care încă nu și-a însușit aceste abilități și care probabil că încă le experimentează. S-ar putea, nu există nicio garanție nici pe de o parte, nici de cealaltă parte. Așa că încă o dată reiterez aspectul potrivit căruia ar trebui să te vezi, poate pe Skype sau pe Zoom cu fotograful pe care îl alegi, să vezi dacă există compatibilitate, chimie, dacă ai ce să discuți cu el, dacă poate să-ți oferi o experiență pe măsura așteptărilor sau chiar peste în ziua anunții, cu siguranță în 5 minute pe un video call îți vei da seama de acest lucru. Important este să fiți pe o minte și stelele să se alinieze cum trebuie. Apoi, evident, contează și aspectul estetic și tehnic al fotografiilor realizate și livrate. Și nu mai cumpăra fotografii la kilogram, da? Gândește-te doar că sunt cântăreți, actori, oameni publici și da, foarte mulți fotografi de nuntă din România și din afara țării care au cunoscut poate celebritatea sau sunt la maxim de performanță sau sunt într-un moment cu o bună performanță și motivație și mai ales maturitate în tratarea evenimentului tău și în a oferi o experiență bună, o experiență pozitivă la peste 40 de ani. Pe mine, de exemplu, nu mă crede nimeni la nuntă când le spun ce vârstă am, de câteva ori a trebuit să le arăt și buletinul și mai ales că acasă am un copil de 16 ani. Poate datorită bancurilor și felului în care interacționez cu cuplul în ziua evenimentului, dar și cu invitații. Și să vă spună ei asta, întrebați-i dacă... Sau poate vrei ca și tu să afli asta la nunta ta. Așa că hai să verificăm disponibilitatea. Puțină reclamă, nu strică niciodată. Bun. Desigur, poate exista și o diferență mare de investiție în experiența oferită de un fotograf, pentru că de la o anumită vârstă începi să-ți faci calculele, începi să te gândești dacă nu cumva ești folosit prea ușor pentru investiția cerută, îți faci un business plan și începi să nu mai copiezi pe alții. Da, îți sună și ție chestia asta. Și cum spuneam și cu alte ocazii, când realizezi că ai fost ales pentru popularitatea ta din liceu sau pentru popularitatea ta online și nu pentru calitatea portofoliului și a experienței oferite și te simți folosit pe un preț mic, s-ar putea să-ți pui diverse întrebări. Dacă vrei mai multe răspunsuri, dă-mi un mesaj privat. Vorbesc un pic și despre motivația bazată pe performanță. Poate că un fotograf tânăr, și am trecut și eu prin acele momente, își va spune am eu timp suficient să dovedesc că sunt bun, că ofer o experiență bună, lasă să treacă, să experimentez, ca și, așa cum se spune tot, poate numai pe aici, pe la noi, prin Cluj, dar poate și pe la voi, când te duci la frizer și nu-ți iese, îți spun părinții sau prietenii, bă, și-o făcut frizerul practică pe freza ta? S-ar putea să crezi că un fotograf la o anumită vârstă nu mai experimentează. Poate că te înșeli, poate că de la o anumită vârstă am cunoscut fotografi care erau binișor peste 50 de ani și se tădeau peste cap să oferă o experiență bună și fotografiile lor să arate într-un mod diferit, nu ca și ale celorlalți fotografi prezenți tot timpul online. Și asta poate că datorită faptului că se gândeau, posibil, nu sunt sigur că nu i-am întrebat, dar poate se gândeau, măi, mie nu mi-a rămas foarte mult timp să dovedesc, dar vreau să ofer cea mai bună experiență și mă dau peste cap. Atât cât pot eu, cât îmi permite aparatura, știința, experiența, expertiza, bla 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 bla. După o anumită vârstă, fotografii, unii dintre ei, nu mai judecă, indiferent de situația care se întâmplă, nu mai judecă. Nu o să spună niciodată, n-ai ieșit fotografia pentru că tu ești de vină, nu o să spună asta prietenilor fotografi, nu o să scrie asta nicăieri online. Cum se spune în vânzări, dacă nu ți-a ieșit vânzarea, probabil că ceva la tine, o mică greșeală, o eroare, o interpretare s-a stricurat pe undeva și de aceea nu ți-a reușit. Ei bine, o nuntă este un eveniment unic, odată în viață, hopefully, așa că nu îți permiți astfel de erori. Poate tot după 30, după 40 de ani îți dai seama că în ziua anunții nu ești tu rockstarul, nu ești tu persoana pe care trebuie să se focuseze toată lumea și să iasă în evidență și ești mai atent cu ce te îmbraci. Nu vrei să epatezi pe nimeni. Personal, prefer ca oamenii să nu mă vadă, să nu știe că eu sunt fotograful, dacă este posibil, deși un pic am greu, că nu sunt nici micuț, deși sunt ca un ninja, așa am două aparate. Prefer ca oamenii să aibă o experiență bună atunci când interacționăm și mai apoi să evalueze și să aprecieze foarte mult fotografiile. Nu să-și aducă aminte de mine cel îmbrăcat la un costum asemănător mirelui. Și spun asta pentru că la primele nunți
am purtat costume și pantofi scumpi, pentru că, na, veneam din mediul bancar și eram obișnuit cu așa ceva. Și e posibil ca la una sau două nunți costumul meu să fie arătat mai bine decât cel al mirelui și mi-am dat seama că nu este un avantaj și că aș prefera ca oamenii să vadă și să-mi laude fotografiile, nu pantofi. Așa că dacă ești tu în aceeași situație, începe să te gândești la ideea potrivit căreia nu îmbrăcămintea și marca auto și probabil infatuarea afișată datorită acestor aspecte contează cel mai mult. Doar gândește-te la asta. Ca să nu mai vorbim că după o anumită vârstă, tot spun asta cu o anumită vârstă, după 30, după 40 de ani, experiența ta de viață, de a aborda anumite situații și chiar conversații, cultura generală de care ai nevoie și pe care ți-ai dezvoltat-o, poate lucrând într-o multinațională, poate lucrând într-un minister sau un sistemul public de învățământ sau medical, te ajută să oferi o experiență potrivită spre foarte bună celor cu care interacționezi. Trust me on this. Credeți-mă pe cuvânt. Poate tot după anumită vârstă te afli în situația în care poți să oferi mai ușor garanții și siguranță în ochii clienților. De altfel, și un portofoliu dovedește foarte mult asta. Sigur, există și foarte mulți oameni care practică fotografia de nuntă sau poate videografia de nuntă pentru că în acest moment este singurul job care li se potrivește. Am cunoscut fotografi de peste 50 de ani care au lucrat în altă parte, au fost disponibilizați sau chiar sufereau de o boală destul de cruntă și acesta este singurul job pe care puteau să-l practice. Dar credeți-mă că motivația lor de a trăi, de a fi sănătoși și de a oferi un serviciu care să-i facă pe client să-i cheme din nou era mult, mult peste așteptări. Era mult mai mare decât în cazul multora dintre noi. Cam atât de la Cluj deocamdată și nu uitați, dacă eu am reușit, cu siguranță puteți să reușiți și voi. Servus de la Cluj, vă îmbrățișez până data viitoare!